Pace Domnului, vreau ca astăzi să vă spun ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum mi-a pus pe inimă, cum mi-a deschis Domnul ca să vă spun cât de importantă este rugăciunea în viețile noastre. Și vom avea un text de referință, am luat din Luca, capitolul 11. Deschidem împreună cei care au Biblie. Luca, capitolul 11, primele 4 versete. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne cel rău. O să vă spun care este tema mesajului meu, parcurs, dar poate voi o să înțelegeți de data. Vreau să încep cu un citat care l-a spus un pastor metodist din Marea Britanie. El a trăit în secolele 19 și 20 și îl chema Samuel Chadwick. El avea un citat celebru. Una dintre preocupările diavolului este să îndepărteze pe sfinți de rugăciune. Lui nu este frică de studiile fără rugăciune pe care le facem, de diverse lucrări făcute fără rugăciune, de religia pe ansamblu, fără rugăciune. El râde de truda noastră, de munca noastră, își bate joc de înțelepciunea noastră, dar tremură atunci când noi ne rugăm. Și asta este un lucru adevărat. Din textul pe care l-am citit, observăm că ucenicii s-au arătat interesați. Cum să se roage? Până acum nu i-au dat această întrebare și iată că a venit momentul, deoarece ei, toți cei 12, au observat că puterea lui Iisus era în rugăciune. El ducea o viață de rugăciune, Iisus Hristos, și vedem aceasta în mai multe... ducea o viață activă de rugăciune și vedem mai multe referințe din Biblie. De exemplu, în Matei 14:23. După ce a dat drumul unor roade, să suie pe munți să se roage singur, la o parte. Se înnoptase și era singur acolo. Sau în Marcu 1:35. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat și a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Sau în Luca câteva referințe. Iar El se ducea în locul pustiu și se ruga. Asta a fost în capitolul 5, versetul 16. Luca 6:12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și multe alte exemple. În toate cazurile observăm că Iisus Hristos mergea adesea și se ruga singur, într-o intimitate oarecare. Nu făcea asta în locuri publice. Dar prima rugăciune care a făcut-o în fața tuturor a fost atunci când s-a botezat, scrie în referință. Odată pe când Iisus se ruga, ucenicii au venit la El, după cum știm în Luca, capitolul 11, să-L întrebe: Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum știau ei că Ioan învățase pe ucenicii care îi avea el. Și ceea ce am găsit interesant este că ucenicii de la începutul cărții Luca până la capitolul 11, sunt 11 capitole. Și anume atunci i-au întrebat pe Iisus cum se roage. Și interesant este că ucenicii nu i-au cerut să îi învețe cum să miștească mările, cum să hrănească mulțimile, cum să învie morți sau cum să vindece bolnavi. Interesant. Nu e interesat acest lucru, ci ei au cerut să învețe cum să se roage. Chiar dacă au asistat, au fost prezenți la minunile care le-a făcut Iisus, ei nu i-au cerut ca să învețe să facă și ei acest lucru. Ucenicii lui Iisus au știut foarte bine că secretul era în viața lui Iisus de rugăciune. De aceea, Iisus Hristos a adunat multe rezultate în lucrarea pe care a făcut-o El de acest pământ, deoarece El mult se ruga. Și iată că am ajuns la tema mesajului care l-am astăzi.
personal m-a interesat întrebarea, dar ce se întâmplă atunci când ne rugăm? Când ne rugăm sincer, cu credință, ce se întâmplă anume în momentul rugăciunii? Vă știți? Noi închidem ochii, ne rugăm, spunem cuvinte, dar anume ce se întâmplă atunci, în acel moment. Haideți dar să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, ce răspuns putem găsi la această întrebare. Și în primul capitol ar fi ce se întâmplă când ne rugăm. Primul punct este că pornim o mare luptă spirituală. În 1 Regi 18:36-39, celebră rugăciunea lui Ilie atunci când trebuia să se confrunte cu prorocul lui Baal. Și el s-a rugat în felul următor. Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fără să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri care le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arele de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanță. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Atunci Ilie s-a confruntat cu prorocii lui Baal. Vedem această comparație, lupta spirituală. Ilie a demonstrat tuturor și că puterea rugăciunii, prin puterea rugăciunii, se poate arăta Dumnezeu cel adevărat. Și iată care a fost rezultatul. Rugăciunea a fost ascultată și prin ce a urmat, oamenii au văzut care este Dumnezeu adevărat. Prorocii lui Baal, care s-au rugat zeului lor, așa și nu au mai avut un răspuns. În Iacov 5, de la 16 până la 18, este o nouă rugăciune a lui Ilie, dar care este făcută prin comparație a unui om neprihănit, chiar dacă avea slăbiciuni. Se arată puterea rugăciunii fierbinte. Scrie, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Că era un om simplu, nu era un om cu puteri supranaturale sau ceva. Dumnezeu îl ajuta în toate lucrurile. Al doilea punct, după ce am început această luptă spirituală, noi continuăm încă să o ducem. Ea merge în continuare. Nu este așa de simplu. Nu se lasă. Dacă terminăm rugăciunea, asta nu înseamnă că gata. Noi am terminat lupta spirituală. Și pentru aceasta, pentru ca să ducem o bună luptă spirituală sau una eficientă, avem un sfat în Efeseni 6, scrie, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locuri cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea. Și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Deci vedem că Apostolul Pavel, prin ceea ce a spus Dumnezeu, ne recomandă ca să îmbrăcăm anumită armură. Este descris ce înseamnă fiecare parte a armurii. Și în același timp, să ducem o viață de rugăciune, ca să ne putem împotrivi puterilor acestui veac. Un alt lucru care se întâmplă atunci când ne rugăm, este că noi toți cei de aici, când spunem amin împreună, înseamnă că formăm o unitate, suntem una. În Matei, capitolul 18, de la 18 la 20, scrie, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Căci acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
respectiv vedem că acolo unde sunt adunați mai mulți oameni și datorită puterii care o are rugăciunea, cererea care s-a format comună va avea rezultat. Mai devreme sau mai târziu va primi un răspuns de la Dumnezeu. Și un alt lucru care se întâmplă atunci când ne rugăm, mai ales, dacă putem să spunem, dacă, atunci când suntem singuri, dezvoltăm o intimitate cu Dumnezeu. Atunci putem să-L cunoaștem cel mai bine, Dumnezeu se deschide nouă și putem să-i cunoaștem planurile Lui care sunt care sunt cererile noastre, cererile care El le cere de la noi, ce trebuie să facem. Chiar și Daniel spune în 11, capitolul 11, verset 32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari spări. Și prorocul Osea tot ne recomandă ca să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, capitolul 6. De aceea, singura soluție este rugăciunea care ne aduce în cea mai strânsă părtășie posibil cu El. O soluție și atunci când luptăm contra firii noastre, contra păcatului, rugăciunea ne ajută. Am constatat că rugăciunile pe care le facem sunt puternice în trei sfere majore. Deoarece nouă ni s-a dat privilegiul sau oportunitatea de a face rugăciuni în numele și autoritatea lui Iisus Hristos, așa cum a spus el, să ne rugăm în numele Lui, ceea ce spunem noi cu ochii închiși și printr-o credință adevărată, are o putere foarte mare pe care noi nici nu putem să ne imaginăm. Rugăciunile noastre au un impact asupra lumii întregi. Da, chiar așa este, dar vedem rezultatele care se produc astăzi în lume. Sunt schimbări. Pavel spune în prima epistolă către Timotei că trebuie să ne rugăm pentru lumea în care trăim. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți cereri, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înainte de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Este că prin rugăciunile noastre, lui Dumnezeu îi plac acestea și prin rugăciunile noastre, noi contribuim ca oamenii să cunoască Evanghelia și să fie mântuiți. O ilustrație ar fi statul chinez, acolo unde în anul 1950, atunci când a venit Partidul Comunist la putere, creștinii au început să fie persecutați și de cele mai multe ori erau impuși să părăsească acea țară. Însă ei au rămas acolo, au luptat și pentru că și alți creștini s-au rugat pentru ceea ce se întâmplă acolo, cum se mai face și în ziua de astăzi, vedem că în fiecare zi acolo vin la picioarele lui Iisus Hristos mult mai mulți oameni decât în orice țară pe planetă. Și vedeți care este puterea rugăciunii. Rugăciunile noastre au un impact și asupra bisericii. Biserica din care facem parte, comunitatea. Biserica este schimbată datorită rugăciunii. Vedem că și prima biserică era puternică din cauza rugăciunilor ei. De exemplu, în Fapte scrie, în Fapte 1, 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cer. În Fapte 3, capitolul 3, verset 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Vedem că aveau un timp dedicat. Ei mergeau, se rugau, se închinau și vedem cât erau de uniți atunci prin acest lucru. Rugăciunea are impact și asupra propriei noastre vieți. Rugăciunea ne poate schimba și pe noi, doar dacă să avem o dorință adevărată. Dacă vrem cu adevărat ca să ne schimbăm, atunci rugăciunea ne poate permite acest lucru. Și Dumnezeu ne va asculta și ne va da din harul Său
Pavel spune în Filipeni 3 cu 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. David, de asemenea, chiar dacă el era un om păcătos ca și noi, el spune în Psalmul 109:4 că eu alerg la rugăciune, el mereu alerga la rugăciune pentru ca să fie într-o părtășie permanentă cu Dumnezeu, pentru ca el să-i spună ce să facă, cum să trăiască o viață curată și cum să poate și cum să conducă poporul pe care îl guverna. O altă întrebare care am dedus-o din această temă, ce se întâmplă când ne rugăm, este de ce nu ne rugăm mai mult? De ce doar atunci când suntem chemați sau suntem îndemnați să ne rugăm? Da, noi facem rugăciuni, dar nu vreau să spun că cineva trebuie să facă o rugăciune, numai decât. Pur și simplu trebuie să ne rugăm tot mai mult. Mai mult, mai mult. Un motiv ar fi că adesea nu reușim să înțelegem care este poziția noastră în Hristos. Și nu credem în acea putere a rugăciunii. În Ioan 14:12 scrie: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. De aici înțelegem care este poziția noastră în Hristos. El ne va ajuta ca să facem lucrările pe care le face El sau altele mai mari dacă credem în El. Iisus a spus că noi trebuie să ne rugăm în numele Lui. Anume, acest lucru înseamnă autoritatea Lui. Noi am primit o poziție puternică în fața tronului Dumnezeu și în fața Lui, pentru că El ne-a făcut copiii Lui. Un alt motiv pentru care nu ne rugăm mai mult ar fi pentru că nu reușim să cerem corect. Nu știm cum să cerem corect. Potrivit cuvântul Dumnezeu. Și iată cum trebuie să fie cererile noastre în rugăciune, la 1 Ioan, capitolul 5, scrie: și aceasta este îndrăzneala pe care o avem înainte Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Iar dacă știm că ne ascultă, atunci orice îi cerem, știm că avem lucrurile pe care le-am cerut de la El. Deci atunci când ne rugăm rugăciunea noastră și când venim cu cerințe, trebuie să ne gândim că cerințele noastre nu sunt mereu ascultate, deoarece nu este după voia Dumnezeu. Înseamnă că acel lucru ție nu trebuie sau nu trebuie să se întâmple. Un alt motiv pentru care nu ne rugăm mai mult este că avem iluzia că putem obține ceva fără să ne rugăm. La început am citit mai multe referințe v-am dat din Evanghelie, cum Iisus se ruga foarte mult și El ne-a dat un exemplu. Și straniu ar fi ca noi să ne rugăm mai puțin decât El. Noi trebuie să ne rugăm așa după cum scrie în Luca 18:1. Rugați-vă necurmat sau neîncetat. În continuu. Un alt motiv pentru care noi nu ne rugăm mai mult este pentru că știm că răspunsul lui Dumnezeu poate fi nu sau mai așteaptă. Pentru asta noi nu mai încercăm, nu ne mai rugăm, nu mai credem. Într-un astfel de caz, care ar mai fi rostul să ne rugăm dacă răspunsul este nu? Însă trebuie să știți că atunci când primim un răspuns nu, acest lucru nu înseamnă neapărat un nu, ci
un fel de amânare a cererii tale. Înseamnă că tu nu trebuie să primești acel lucru acum, pentru că dacă va fi împlinit în acea perioadă de timp care tu o ceri, poate să nu fie chiar în interesul tău rezultatul. Și un alt motiv pentru care ne rugăm mai mult, pe care l-am simțit și eu personal, ar fi că, anume atunci, în acel moment când trebuie să ne rugăm, ne simțim, nu știu cum, rău sau incomod. Nu avem cuvinte necesare, parcă ni se închide gura și nu putem să ne rugăm. În acest caz, am scris că nu trebuie să lăsăm ca Harul lui Dumnezeu, care este pregătit, să ne-l dea să fie mai prejos de emoțiile umane. Chiar dacă vedem că avem o pietică, noi trebuie pur și simplu să pășim și ne va fi mult mai ușor. Trebuie să ne rugăm prin credință. Într-un final vreau să vă provoc ca în fiecare zi, de lângă timpul de rugăciune și pe lângă timpul de părtășie, în mici rugăciuni toată ziua, eu am început să practic acest lucru, mergând sau făcând alte lucruri, măcar un minut, să aduci un mesaj de mulțumire, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că te ajută. Te ajută să înfrunți toate aceste ispite care vin în fiecare zi, te ajută să faci lucrurile cu bine, nu te îmbolnăvești. De aceea vă provoc ca să vă rugați tot mai mult, să nu fie o ezitare și ar fi bine ca, după planul care l-am primit, să citim și de acolo. Căci sunt doar 3 capitole undeva în zilnic. Și la final vreau să vă aduc o urare care este scrisă în Romani, capitolul 12, versetul 12. Un verset foarte simplu. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz și stăruiți în rugăciune. Amin.